Deci ce mâncăm înainte de sală și după sală? Adică, nu, stai să începem că nu e cea mai... Da, deci mergem la sală, cum ne pregătim înainte? Înainte de antrenament, pregătirea din punct de vedere alimentar înseamnă, în primul rând, să mănânci, pentru că mulți oameni au tendința să se ducă la antrenamente fără să mănânce. Bineînțeles, contează ce mănânci, când mănânci și cât mănânci, ca să fii pregătit pentru efortul ce va urma. Pornind de la ideea că trebuie să mâncăm ceva, ne gândim apoi ce ar trebui să mâncăm și, în mod logic, ne avem nevoie de o sursă de energie rapidă pe care să o consumăm în efortul ce va urma. Sursele rapide de energie sunt cele alimentele care conțin carbohidrați. Și aici vorbim de sursele clasice, de cereale și derivate din cereale, pâine, cereale de mic dejun, batoane de cereale, orice de genul acesta, fructe, legume, ele sunt sursele principale pe care ar trebui să le avem o alimentație dinainte de un antrenament. Apoi întrebarea cât depinde foarte mult de momentul în care mergem la antrenament. Dacă este un antrenament de dimineață, evident că nu vom mânca foarte mult, pentru că ne trezim dimineața, mergem la antrenament în scurt timp, probabil. Nu avem, dacă mâncăm o masă consistentă, riscăm să nu ne putem antrena datorită disconfortului abdominal. Deci masa trebuie să fie frugală, adică să spunem două sandwich-uri și o cană cu lapte. Deci asta pentru unii ar putea fi chiar mult. Dacă, în schimb, antrenamentul este după amiaza, putem să mâncăm o masă de prânz mai consistentă și apoi, eventual, dacă ne mai rămâne timp, să consumăm o masă, o gustare, poate fi un baton de cereale sau pur și simplu un fruct, o banană, și să fie suficient. E bine să lăsăm în jur de o oră înainte de antrenament sau, dacă e vorba de ceva mai mic, am mâncat un fruct, putem să-l mâncăm și cu jumătate de oră. O altă idee pentru dimineață ar fi un orez cu lapte, spre exemplu. Iar pentru după amiază, un cartof. O sursă rapidă de energie care se digeră ușor, nu lasă reziduri în tubul digestiv, deci nu ți încarcă tubul digestiv și poți în felul ăsta să te antrenezi și să nu apară senzația de lipsă de energie, să apară hipoglicemie și să nu te poți antrena la capacitatea ta maximă. Dar există și alimente pe care nu ar trebui să le consumăm sub nicio formă înainte de antrenament? Neapărat. Adică, până la urmă, oamenii sunt foarte diferiți, ar putea ce tolerează unul să nu tolereze altul, dar, logic privind problema, nu prea are sens să mănânci grăsimi înainte sau chiar și o sursă de proteine. Adică nu te apuci să mănânci o bucată de carne în ideea că îți va folosi strict pentru antrenamentul care urmează. Nu e neapărat greșit, adică dacă mănânci un sandwich care conține ceva carne, nu o să pățești absolut nimic. Dar că e mai util să mănânci, să ai un alt gen de alimentație care să-ți folosească efectiv ca sursă de energie pentru antrenamentul care va urma. Ca așa cum, de exemplu, nu are rost să mănânci migdale și alune, care sunt surse de grăsime și nu te ajută efectiv pentru antrenamentul care urmează, îți dau într-adevăr senzație de sațietate. Deci nu există neapărat ceva ce nu ai putea să mănânci. De evitat, în cazuri particulare, ceva ce ar putea să îți facă rău. Adică dacă tu știi că, nu știu, să zicem, mănânci salam și apoi te duci la antrenament și respectivul aliment îți tulbură digestia și nu te lasă să te antrenezi, evident că e bine să eviți, sau laptele te balonează și apoi te duci la antrenament și nici nu poți să-ți faci antrenamentul cum trebuie pentru că ești balonat și ai nevoie urgent la toaletă. Și ca să nu așa treptat, în timpul antrenamentului consumăm ceva sau nu? Mai sunt oameni în sală pe care îi văd cu batoane, de exemplu. Depinde foarte mult de durata antrenamentului. La un antrenament sub o oră nu ai nevoie neapărat să mănânci ceva, decât în condițiile în care n-ai mâncat înainte și singurul moment în care îți permiți să mănânci este în timp. Nu e o idee bună, dar e o situație particulară. La antrenamente mai lungi, adică, nu știu, stai două ore și te antrenezi, da, s-ar putea la jumătatea intervalului să ți se facă foame, să simți așa o cădere de energie și atunci poți să recurgi la un baton cu cereale sau mai bine la un fruct sau la niște stafide sau la niște un gel pentru sportii, de ceva care să-ți dea rapid energie.
Însă, cum de obicei, antrenamentele durează în jur de oră, nu de trebuie să ne preocupe mâncatul, ci trebuie să ne preocupe hidratarea. Asta este o prioritate mult mai importantă și hidratarea, în ideea de a aduce energie, poate fi făcută cu o băutură izotonică, ceva care să conțină și ceva carbohidrat și în felul ăsta, chiar dacă nu ai mâncat ceva solid, tot ți-ai adus niște energie și poți să dai mai departe randament la antrenament. Deci la apă nu ar trebui să ne zgârcim în timpul antrenamentului? Nu, nu ar trebui deloc să ne zgârcim. E o prostie să nu te hidratezi, mai ales dacă e cald, mai ales dacă faci efort intens, pentru că oricum ai dau deshidratarea apare. Transpir, transpirația este modalitatea organismului de a se răcori și ea se produce. Oricum, și într-un antrenament, și la nos, pe exemplu, că ești în apă și nu-ți dai seama că transpir, dar tot elimini apă, tot elimini săruri minerale și atunci trebuie să te hidratezi. Deci la apă nu, în niciun caz nu trebuie să ne zgârcim. Teoretic, nu, după un antrenament nu ar trebui să avem un deficit mare de greutate. Dacă ar fi să ne cântărim, diferența de greutate să nu fie mai mare de jumătate de kilogram. Iar dacă vorbim de perioadele după antrenament, ce facem? După cât timp mâncăm și ce mâncăm? Iarăși depinde foarte mult de antrenament. Dacă te-ai dus la sală și ai pedalat 40 de minute într-un ril lejer, nu trebuie să te preocupe neapărat să mănânci ceva anume sau la un interval de timp. Dacă, în schimb, ai făcut un antrenament intens, un antrenament obositor, atunci, da, este un moment bun să mănânci ceva rapid imediat după antrenament. Și, de obicei, cele mai bune surse și la îndemână sunt batoanele proteice sau băuturile de refacere după efort, băuturile sportive. Și la un timp, când ajungi acasă sau pe drum, poți să mănânci o masă mai consistentă, care să fie o combinație de carbohidrați și proteină, poate să fie o bucată de carne cu orez sau cu paste sau pește sau, nu știu, dacă ești vegetarian, poți să mănânci fasole boabe sau mazăre, să-ți aduci și ceva proteine. Ideea după antrenament este să vii cu o sursă de proteină care să îți aducă aminoacizii necesari pentru refacerea musculaturii, refacerea structurilor musculare post-efort. Continuăm, bineînțeles, și cu partea de hidratare, care nu trebuie să se termine la finalul antrenamentului, ci practic continuă până la refacerea totală a cantității de apă din organism. Foarte mulți oameni care lucrează, să zic, merg seara după serviciu la sală, mai mănâncă după sală sau ar trebui să... Dacă antrenamentul a fost intens, deci dacă a fost un antrenament serios, da, ar trebui să mănânce. Nu este o problemă să mănânci seara atâta timp cât tu ești în echilibru energetic, adică mănânci treptat, îți asiguri necesarul de care ai nevoie. Evident că nu o să ajungi acasă și mănânci o porție de cartofi prăjiți. O să mănânci, dacă vrei, un piure. Adică depinde, seara ideea e să nu mănânci alimente care presupun un proces digestiv laborios și care să-ți tulbure somnul. Asta este principala problemă la mâncatul târziu. Ideea că digestia, dacă este îngreunată, dacă organismul trebuie să muncească să digere, o să-ți tulbure calitatea somnului. Nu neapărat cantitatea, nu neapărat ora la care mănânci, ci mai bine zis calitatea alimentelor. Poți să mănânci, de exemplu, paste cu legume sau paste cu un sos de carne. Este, pentru cineva care a făcut un efort solicitant, este o masă absolut în regulă. Sau dacă o persoană este la regim, vrea să slăbească, a fost la sală ca să slăbească, poate să mănânci o salată după. O salată cu o sursă de proteină, de exemplu, niște bucățele de carne sau bucățele de brânză, nu se culcă cu senzația de foame și în același timp nici nu și-a adus atât de multe, atât multă energie încât să-i dea peste cap procesul de scădere în greutate. Deci așa, ca o concluzie, e bine să avem o oră și înainte de antrenament și o oră și după antrenament între mese, nu cam pauză. E bine, da, să legăm lucrurile încât să nu afectăm procesul de... Adică să nu afectăm antrenamentul mâncând prea aproape, iar după antrenament, în funcție de intensitatea antrenamentului, putem să mâncăm mai devreme sau mai târziu după ce se termină acesta.